Acasă suntem 7, mama, tata, chichet din frați. Când se lasă primăvară, tata se duce să mâncească la viile din focșan. Abia când se lasă brumă, atunci se întoarce acasă. Mama, tata nu știu să citească, fiindcă n-au mers la școală. Eu însă vreau să citesc, să nu rămân sărac. Aproape jumătate dintre copiii de până în 6 ani din România sunt în risc de sărăcie, arată datele Eurostat. Sprijină 200 de copii defavorizați să meargă la școală. Votează la Infochioșc proiectul de educație.